Hai salutare fraților și bine, și bine v-am regăsit la un nou video de Clash Royale. În acest video... Scuzați. În acest video am un goblin, a dark goblin în shop, am cumpărat deja un ca să mi-l fac la 2. Am un giant chest, un super magical chest chiar aici. Pe arena nouă super magical chest-ul, de la el sunt foarte fericit. Vreau să fac goblin gang și vreau să-mi spuneți ce părere aveți de chest deck. Pentru că nu știu, eu cred personal că e destul de bunicel. Unii zice, băi, e prea scump dacă se uită la preț. Păi am elixir collector. Și mă ajută. Nu știu. Și mi se pare că am încercat să fac un deck cu X-Bow. Nu e ăsta. Am locuit X-Bow cu ceva. Da, hai să vedem în training cum s-a comportat. Scuzați modul în care intră în bătălie. 82, 83, 84. Cred că deja mi-a zis toate turnurile. Oha, mă. În sfârșit, os. Apropo, e o tactică mai bună să puneți X-Bow-ul pe mijloc decât să-l puneți în fața turnului. Și da, am X-Bow de 1. Uitați de ce e mai bună să-l pune, de ce e mai bine să-l puneți pe mijloc și nu în fața turnului. Mi-a dat el acolo un pic de damage. Ah, trebuie să fac ciclu. La cycle, adică. Oh my god. Crocodile is jumping. They see me going. And the tower goes down. Nu a fost foarte greu să iau acel turn, dar nu. Mi-a plăcut cel mai mult la Fire Spiritele, modul în care au distrus tot. Așa doar trei. Ele. Bă, trebuie să mai pun X-Bow ca și defense. Ce mai probabil. Bam. Pe defense X-Bow-ul meu. Și gen nimic nu vreau să dea în X-Bow. Și X-Bow se comportă destul de bine. Ia uita ce tu o să-i dau acum. Ditai trolul. And this. Maică, ce mi-a dat. Maică, ăsta are elixir maxim. Dacă avea barbari de aur. În fine, vedem că decul nu se descurcă foarte bine. În fine. Hai să mă gândesc și 2v2. Ei, am primit top goblin lung. 8. N-avem prieteni, bă, avem, dar... Quick match. Oha, mă, quick match. Îți cu decul cu X-Bow. O să mă distrugă la creier toată chestia, nu? Măcar o să-mi arena mea.
Oh my god, du-te și mănâncă ceapă, că nu meriți să trăiești. Așa. Mamă, wizard-ul ăla. Și ca să, în caz că nu știți, e wizard-ul meu, wizard-ul meu. Acum știi ce facem? Asta. Mamă. Ho-ho. No! Așteptăm un elixir. O punem aici? Nu, aici sau aici. Oh my god. N-am atâta elixir cât să defendez. Apare. Oh my god. Bam. Nu v-aș folosi de... Acum, aș să văd dacă reușesc să văd cât elixir avea. O să aibă încă un elixir. Mamă, i-a dat nou mare tatălui. Nu, i-a dat mare nou la acel... la acea porcărie. Maică. Asta nu știu. Asta nu știu că mere. This is not correct. A, gata, e foarte corect. Da. Hmm. If I do that and that and that portal in. Stai că m-am făcut copii de ăștia. BZ forever. Oh, ce păcat. Cred că o să câștigăm meșul ăsta. Maică. Aolo. Și scuzați-mă că n-am mai făcut video recent. În uite le-am făcut telefonul uitat la pregătire și da. Urmează mega ce poate nu. Și ce pot să zic? Da, sunt al câtelea la clanchest. Al 19-lea, deși pot să zic că am fost inactiv pentru că mi-am uitat telefonul mai tot clanchestul. Măcar nu-ți dau ochii că ai 0 corone. Ba, cred că-ți dau și au intrat ăștia după. I don't know. A, ba, nu știu, erau dinainte. No. Dacă ți-au fost care au făcut 0. Puțin. Am un crunch. Am o coroană la crunch. Nu știu. Și stați să vedeți ce am insistat eu non-stop să-mi iau Super Magical Cursul de Arena nouă. Pentru că, uitați-vă aici. Deci uitați-vă la ce vă dă la Super Magical Cursul de Arena nouă. Ați avut timp să puneți pauză și uitați-vă la ce vă dă aici. Diferență de părerea mea, foarte multe carduri, două epice și câteva rare. Nu e o diferență foarte mică, dar mi se pare că aici îți dă mai mult gold, nu? Da, cu 500. E bine. Adică face diferența între încă 1000 pe lângă la. Și cam atât a fost și cu acest episod. Tot ce rămâne mie să-l editez, să vi-l postez. Sper să vă placă. Dacă vă plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe, comment, feedback pozitiv și dacă v-a plăcut, pa, pa! Pa, pa!